Bun găsit, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim la o nouă ediție a ciclului de emisiuni Moștenirea Brâncovenească de la Trinitas TV, fiind astăzi oaspeții unei biserici bucureștene, cunoscută cu un nume mai deosebit, Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. O să vă explicăm îndată de ce se numește așa. Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, care se află aici, lângă strada Academiei, în spatele Institutului de Arhitectură, Academiei de Arhitectură și lângă Universitate, deci în centrul Bucureștiului, dar care prezintă, din punctul de vedere al preocupărilor noastre privitoare la epoca brâncovenească, o particularitate, și anume faptul că este ctitoria soției domnitorului Constantin Brâncoveanu, a doamnei Marica sau Maria. Una din ctitoriile sale, vom evoca și acest lucru în debutul emisiunii noastre. Mai întâi însă să vă prezint pe invitații noștri de astăzi. Avem bucuria să convorbim pe tema istoricului și a valențelor arhitecturale, a felului în care a fost restaurată această biserică așa frumos cum arată astăzi, pe domnul arhitect Nils Auner. Bine ați venit, domnule arhitect, în emisiunea noastră. Domnia sa este vicepreședinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a fost șeful de proiect pentru restaurarea acestei biserici în forma foarte specifică epocii de la 1700 pe care biserica o înfățișează în momentul de față. Deci a fost o strădanie de restituire despre care ne va vorbi domnul arhitect. Suntem convinși cu foarte multă competență și foarte elocvent. De asemenea, bineînțeles că este prezent în emisiunea noastră nu numai în calitate de gazdă, dar și de foarte apropiat cunoscător al istoriei locului și al vieții parohiei, părintele paroh Vasile Ioana, care este gazda noastră de astăzi. Vă mulțumim, părinte paroh. Plăcere, Doamne ajută și bun venit în Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. Pășiți pe locurile pe unde familia Brâncoveanu a pășit atâția ani și e o mare bucurie pentru noi că sunteți în biserica noastră. Noi vedem emisiunile Moștenirea Brâncovenească și mă și gândeam când urmăream emisiunile Sfinției voastre, când va veni ziua în care veți ajunge și aici, pentru că și ea face parte din zestrea pe care brâncovenii au lăsat-o acestui popor și iată-vă în prag de toamnă, într-o frumoasă zi de toamnă, în biserica noastră și ne bucurăm că ați adus în fața atenției telespectatorilor Trinitas TV și Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, pentru că Maria, iată, a avut un aport imens la nașterea acestui stil brâncovenesc, pe de o parte, pe de altă parte s-a ocupat de foarte multe aspecte ale vieții lui Brâncoveanu. De aceea cred că, probabil că în viitor, istoria va fi corectă cu Maria și o va așeza acolo unde îi este locul. Cu siguranță că perspectiva este de a îmbogăți cunoașterea noastră și asupra întregii familii a lui Brâncoveanu și asupra contribuției pe care au avut-o ei între oaltă la tot ce a însemnat epoca brâncovenească. Acum, pentru că am vorbit de doamna Maria Brâncoveanu, deși biserica aceasta are rădăcini mai vechi pe care le vom menționa în continuare, cred că totuși este potrivit să evocăm faptul că există în țara românească un număr cel puțin de 4 ctitorii, în afară de faptul că ea s-a implicat alături de soțul ei în tot ceea ce a întreprins Brâncoveanu, la curțile domnești, la alte ctitorii, la palatele sale, de la Potloci, de la Mogoșoaia, la Doicești, la Obilești, la Brâncoveni și așa mai departe, la alte ctitorii brâncovenești, inclusiv la Hurezi. Dar sunt niște locuri de care ea, în mod deosebit și personal, am putea zice exclusiv, deci ea singură
a căutat să dea măsura credinței sale față de Dumnezeu și a dragostei sale pentru a împodobi pământul românesc cu asemenea zidiri de sfinte lăcașuri. Și avem aici, de pildă, cea pe care deja am amintit-o acum că vorbeam de Mănăstirea Hurez, Marea Lavră, cu toate schiturile sale înconjurătoare, unde una din bijuteriile care flanchează spre răsărit ansamblul de la Hurez, este renumita bolniță a hurezilor, este titoria personală a Doamnei Maria sau Marica Brâncoveanu de la 1696 și pictată în 1699. Ea a fost de altfel evocată în contextul emisiunilor noastre mai multe rânduri și chiar și la fața locului am prezentat bolnița în mod special. A doua actitorie a lui Brâncoveanu este aici, a Mariei Brâncoveanu, a Maricăi Brâncoveanu. Este aici, la anul 1702. Asupra acestui aspect vom reveni. A treia ar fi Mănăstirea Surpatele din Vâlcea, titorită la 1706, pe urma unei vetre monahale mai vechi, dar pe care Doamna Maria a ridicat-o la nivelul a ceea ce este ea în momentul de față, ceea ce ne-a lăsat ea ca zestre și pictura aceea minunată, care s-a păstrat foarte bine și care a fost de curând curățată și este o bijuterie. Am prezentat-o și pe aceasta în emisiunea, în ciclul nostru de emisiuni. Și în sfârșit, mai există o contribuție a patra a doamnei Marie Brâncoveanu, lângă Târgoviște, Mănăstirea Viforâta, unde ea a găsit o bisericuță mică și într-o stare de conservare destul de păstare, destul de degradată. Da, destul de afectată și a întreprins acolo tot ea cu voința ei un act titoricesc, a transformat biserica, adică a înfrumusețat-o, a făcut noi ferestre, a fost întâi o lucrare asupra zidăriei lăcașului și în ultimă instanță l-a adus pe renumitul zugrav Constantinos, șeful de școală de la Hurez, care de mai multă vreme, de când fusese adus de Brâncoveanu să picteze mai întâi Biserica Domnească din Târgoviște și apoi altele din Târgoviște, Sfântul Dumitru Buzinca, Biserica Mănăstirii Dealu, Mitropolia din Târgoviște, l-a adus pe acest Constantinos în 1714 și iată este ultima pictură din perioada când a domnit Brâncoveanu. Ultima pictură care s-a făcut în țara românească. Din păcate însă la Viforâta nu s-a mai păstrat urma acestei contribuții a doamnei Maria. Au venit alte transformări mai târziu. Pictura este mai nouă, dar ea rămâne ca document, o mărturie asupra implicării doamnei Maria. Acum, revenind la locul unde ne aflăm, la această mahala, citim prin cărți că era aici, sunt foarte multe nume vechi, așa pe care bucureștenii de astăzi nu le mai știu, dar care cândva erau foarte folosite de locuitorii cetății lui Bucur. Mahalaua Popii Manea era întâlnit pe la 1670, locul acesta se numea așa. Era menționat chiar un Manea preot, așa că va fi avut și un înaintaș. În orice caz, de aici se numea cumva Mahalaua. Să încercăm să evocăm, stimate părinte paroh, începuturile lăcașurilor de aici, din vata aceasta istorică. E interesant faptul că Maria Brâncoveanu moștenește aceste pământuri, iar ea vine în căsătoria cu Constantin Brâncoveanu, vine cu această zestre. Cu toate aceste mahalale, erau vreo 3-4 mahalale, iar interesant este că mahalaua aceasta unde era biserica dintr-o zi, construită cu vreo 40-50 de ani înainte de anul nașterii bisericii de zid, adică 1702, făcută de către Neagu Postelnicul, cel care, dorind să ajungă voievod, a vrut să facă ceva extraordinar pentru Dumnezeu și a clădit o biserică din lemn și e interesant că se spune că el a început o noapte să o asambleze, practic, din bârne, a asamblat-o și la miezul nopții, din miezul nopții, deci practic într-o zi, de la 12 noaptea până la 12 noaptea cealaltă, a ridicat-o și au săvârșit miezul nopții în ea.
Și de aceea se și numește dintr-o zi, că ea a fost construită cea veche, micuță de lemn, într-o zi. Mai există o variantă în literatura de specialitate privitoare la această denumire, de care probabil că sunt foarte interesați telespectatorii noștri, că ar fi fost sfințită în aceea zi a anului următor. Deci că a durat înălțarea ei un an de zile sau până la sfințire, din momentul când s-a început ridicarea, dar că sfințirea aceasta s-a făcut în aceeași zi, în aceeași lună în care începuse ridicarea. Adevărat este că amândouă variante sunt corecte. De ce vă spun asta? Că și prima variantă este relatată de Radu Greceanu, cel care spune că domnița Maria Brâncoveanu, doamna Marica, a construit o biserică pe locul celei mai vechi de într-o zi. Deci e clar că exista biserica de într-o zi în anul 1701, când ea a început-o. Uitați cum zice Radu Greceanu, fragmentar așa, fiind o bisericuce de lemnul, mititică, foarte... și veche de mai cădea. Veche, deci, de mai cădea, mică și veche de mai cădea, adică de aproape că... Exact. Noi am găsit la săpăturile arheologice, am și găsit, practic, ea era cam un sfert din ceea ce este astăzi, micuță foarte. Și așa mai completează Radu Greceanu că doamna Maria zice, de piatră o au zidit. Ar fi asta o indicație, că fiind o bisericuce de lemn, nu este o indicație că lăcașul anterior era într-adevăr de lemn. Da, micuții așa, de lemn. Și doamna Maria zice, de piatră au zidit, foarte iscusită și gingașă, făcând-o aceasta, o au înfrumusețat atât pe dinăuntru cât și pe din afară, precum să și vede. Da. Asta e relatarea cronicarului oficial, Radu Grecean, a fost, trebuie să spunem pentru telespectatorii noștri. Cronica lui este cronica oficială de curtea lui Brâncoveanu și care cuprinde cele mai multe detalii, pentru că practic el a fost foarte mult prezent în preajma domnitorului. De multe ori sunt relatări foarte apropiate ca timp. Deci el probabil că și însoțea câteodată alaiul domnesc prin țară și toate periplurile sale anuale sunt înregistrate mai mult decât în oricare altă cronică a epocii, decât așa la este. Letopisețul Cantacuzinesc, care de fapt se și oprește în 1690, nu merge mai departe decât primii doi ani ai lui Brâncoveanu, sau cronica lui Radu Popescu, care este și ea mai lacunară, dar Radu Greceanu este cea mai completă cronică a epocii lui Brâncoveanu. Da, e foarte interesant că Marica Brâncoveanu construiește biserica aceasta pe pământurile străbunilor ei, pentru că ea este din Popești, după cum bine știm, este prima doamnă prahoveancă. Și este o mândrie pentru prahoveni. De Prahova, din Popești și de Prahova. Ea vine de la Popești, dar avea aceste pământuri ale străbunilor ei care erau aici. Și atunci cimitirul din prejurul bisericii de într-o zi, acelea vechi, aici odihneau osemintele străbunilor ei. Și de aceea ea alege ca pe pământurile străbunilor ei să zidească această biserică frumoasă foarte. Așa. Deci să sistematizăm un pic această filiație. Cel din tâi cunoscut documentar este un Mihai din Târșor, Târcșor. Da, Mihaiul este o mânăstire, Târcșor, cunoscută lângă Ploiești. Lângă Ploiești, în stânga Ploieștiului, la 4-5 km. Așa, pe varianta dinspre Buftea, exact, pe acolo. Da. Deci Mihai din Târșor, acesta este cel din tâi cunoscut în familie, cândva pe la 1600 aproximativ. El se căsătorește cu o fată numită Iana și are semnificație foarte importantă această denumire, care era fiica unui oarecare Dumitru Ianuto. Deci se zicea Iana de la numele de familie al tatălui său, acest Ianuto. Iana aceasta este de fapt cea care a ridicat o primă biserică de lemn pe locul bisericii Ienii de mai târziu. Biserica Ienii, de fapt, înseamnă Biserica Ianei. Da, care este poziționată în spatele bisericii noastre. Foarte aproape. Erau două exact. Mahalale, dar ce? În momentul de față foarte sunt la distanță de câteva zeci de metri. Da, exact. Despărțite biserica, de o stradă. Biserica Mahalaua, mica Mahalaua Popii Manea, vecină cu la câțiva zeci de metri cu Mahalaua Bisericii Ianei. Da, pentru că atunci casele erau foarte mici
Și aici, vis-a-vis, era breasla bărbierilor, erau așezate, deci cei care veneau să se tundă în centru, veneau aici și găseau aici bărbierii. În fiecare mahala erau așezate breslele acestea, breasla croitorilor era în altă parte și fiecare zonă, mai ales aici, pentru că era o parte, începea centrul capitalei, de fapt noi eram aici foarte aproape de periferie. Centrul da, era cu tot o altă parte. Era la Curtea Veche. Exact, la Curtea Veche, jos. Deci aici se cam termina Bucureștiul. Gândiți-vă că noi suntem în piața Universității și aici atunci, da, atunci se termina Bucureștiul. Și iată cât s-a dezvoltat Bucureștiul. Da, așa și... este. Așa, deci Iana, mama acestui Neagoe, a construit pe locul bisericii Enii prima biserică tot de lemn, cum era da, și aceasta. Da. Fiul ei, ulterior, acest neagu de care a spus, construiește prima biserică de lemn aici. Da. Așa cum maica s-a făcuse acolo da, da, la biserica zisa Ienii. Și apoi, de la acest neagu, care era fiul Ianei da, și a lui Mihai Dântârșor, se trage neamul negoieștilor, da, Negoescu, așa, care într-o generație ulterioară, în a doua jumătate a secolului XVII, cuprinde în sine și două personaje fundamentale, Pan Negoescu, care este frate cu doamna Maria Marica, da, da, și nepoți amândoi da, ai lui Antonie Vodă din Popești, da, care este a domnit într-o 1669-1672. Da, Maria Brâncoveanu a fost alintată Marica. De fapt, ei sunt frați și când erau copilași, 11-12 ani, erau la curtea domnească. Aici, ea de aceea are educație domnească, Marica Brâncoveanu, și ea când vine în căsătorie cu Constantin Brâncoveanu, ea era deja pregătită, poate a fost o rânduială lui Dumnezeu aceasta, ca această fetiță să fie educată în cunoașterea adevăratelor valori ale ortodoxiei, să cunoască cele ce trebuie să facă o domniță la curtea domnească. Apoi sigur că se termină, ea se întoarce de la curte când era adolescentă și se întoarce acolo în zona Popeștilor, lângă Filipești, unde în adolescența ei ea crește și se spun cronicile că a ajuns frumoasă foarte și deja se cunoștea, se distingea dintre celelalte fete din zonă. În timpul acesta Constantin Brâncoveanu este luat de Elina, de da, Elina, și crescut după ce este salvat într-un mod Ilinca, miraculos. Ilinca, da, a fost salvat el în mod miraculos. Da. Aici a fost o lucrare al Dumnezeu cu el, pentru că atunci când i-a ars casa și l-a omorât pe tatăl său, el a fost scos prin spate. Da, și da, sunt două variante. Prima este că au lăsat un copil de argat. I-a dat o doică, un copil, să zic că ăsta e Constantin. Și da, ca ei să fie satisfăcuți că l-a omorât. Și el a fugit prin spate și a fost crescut de această minunată doamnă care i-a așezat pe amândoi în căsătorie. Ea le-a făcut cunoștință. Și l-a dăruit, dar nu este, poate o să vorbim mai cu alt prilej, 11 copii, o familie exemplară. Îi am aici în Șirațu, să-i amintesc acum, 4 băieți, cei cunoscuți care au primit martiriu împreună cu Brâncoveanu, Constantin cel Mare, născut în 1683, Ștefan, născut în 1685, Radu, născut în 1690, Mateiaș, cel mai mic, născut în 1702, deci avea numai 12 ani în 1714, la 15 august, martiriul lor de la piața Ialichioșc, și cele 7 fete erau Stanca, născută în 1676, Maria, născută în 1678, Ilinca, născută în 1682, Safta, născută în 1686, Ancuța, născută în 1691, Bălașa, născută în 1693 și Smaranda, născută în 1696. O familie minunată, creștină exemplară. Trebuie să spunem lucrul acesta, nu avem răgaz acum în discuția noastră să insistăm mai mult, dar a fost o familie creștină exemplară, care și-a crescut copiii în cel mai autentic duh al credinței strămoșești, sigur, și cu educație aleasă, iar doamna Maria sau Marica, cum a fost alintată, a fost cu adevărat o vrednică soție de domnitor. L-a însoțit pe Brâncoveanu toată viața, până și după, da, și după trecerea aceea, dincolo, da, ea a fost cea care a purtat de grijă moștenirii sale. O să amintim în alt context. Da, da. Dar aș fi vrut să subliniez numai faptul că, deci de la
Iana și de la Neagoie, să trece ulterior la a doua generație exact, de ctitori la cele două biserici, respectiv cei doi frați, Pană Negoescu, care construiește mai târziu decât aceasta, pe la 1719, o începe Biserica Ienii din Zid, n-apucă să o termine și o termină soția lui Safta în 1720-24, și ulterior, sigur, știm prea bine soarta bisericii demolată în 1977. O să avem posibilitatea, când discutăm acum cu domnul arhitect, poate să subliniem și micile diferențe de aspect ale celor două biserici. Una care, din fericire, s-a păstrat aceasta și cealaltă care s-a pierdut în urma cutremurului și împrejurile. Este o rană pe frontispiciu istoric al Bucureștiului. Dar nu s-a pierdut la cutremur. După cum a fost distrusă, știm că a fost distrusă după cutremur. A fost o consecință. Deci ea n-a avut, din câte știm noi, deși noastră știți poate chiar mai bine, că n-a avut niciun motiv. Niciun motiv. A fost lovită intenționat când se scăpau grinzi de la blocul Dunărea. Exact. Și a fost lovită intenționat pentru a-i se slăbi rezistența la turbă. În repetate rânduri. S-au căznit, aș putea spune, ca să o demoleze. Așa. Da, și au dat și o bilă imensă, o bilă uriașă. Și cu toate metodele, vă spun, după două zile încă era în picioare, adică... Nu reușeau să o dărâme. Se și poate spune că această problemă a Bisericii Ienii a fost picătura care a umplut paharul răbdării lui Ceaușescu de a desființa Comisia Monumentelor Istorice și Direcția Monumentelor Istorice, pentru că după cutremur, izbindu-se de rezistența unor specialiști în ce privește anumite demolări pe care le avea... Comisia a desființat-o după Văcărești, după povestea cu Văcărești. Da. Chiar dumneavoastră sunteți unul din cei care... Eu am fost șeful de proiect, ultimul șef de proiect. Dar în orice caz, și atunci au fost niște încercări de a se lua cu Biserica Ienii, că se încerca într-un fel, dar a fost totul foarte în pripă, imediat după cutremur s-a întâmplat asta. Nu era încă moda cu translarea bisericilor, care a venit ulterior, cum au făcut... Pădealul Arsenalului acolo și... Dar spuneți-ne, la Văcărești, chiar dumneavoastră ați pățit-o, cumva? Da, eu eram șeful de proiect acolo, în funcție, în momentul când a venit cutremurul. Până la cutremur, am avut povestea cea mai urâtă, era cu acel șantier al tineretului. Ni s-a băgat pe gât că trebuie neapărat UTC-ul să participe la restaurarea monumentului. Și atunci vă dați dumneavoastră seama că aveam în fiecare zi acolo 500-1000 de oameni care îi aducea de la liceu cu tare, de la... Copii. Și eram înnebuniți pentru că starea... Era pericol foarte mare să se întâmple. Starea era precară a unor părți din... Putea să prăbușească ceva pe și ei. Și eram nebuniți că dacă se întâmpla ceva, vă dați seama, ne lega pe toți. Și din fericire nu s-a întâmplat nimic. Există totuși, exista și acolo un înger păzitor. Dar a venit cu tremurul. Și în momentul în care a venit cu tremurul, a fost picătura care a umplut paharul existenței Văcăreștiului, în sensul că turlele s-au răsucit și una dintre ele stătea să cadă. Noi ne-am căznit atunci să facem niște consolidări la acea turlă, dar ce nu se știe e că o bună parte din ansamblu era restaurată, toată partea din spre est. Haideți să ne întoarcem totuși la tema discuției noastre de acum. Deci, atâta ar mai fi de spus. De la Pană Negoescu, fratele doamnei Marica, care a ridicat biserica zisa Ianei, din Zid, așa, venim aici la ceea ce a premers, de fapt, titorirea de acolo de către Pană Negoescu și soția lui Safta, care a terminat, biserica Marica Sorei lui Pană Negoescu, care a făcut această biserică în anul 1702. Și acum v-am ruga, domnule arhitect, să evocăm care a fost... stilul în care a fost concepută această biserică, ce tip de biserică, pentru că și poate și un pic diferențele de între aceasta și Biserica Ienii, pentru că erau ușor diferite. Erau diferite.
Chiar foarte diferite. Pronaul supralărgit, acolo două tură pe niște nau. Abside începute. Abside, plan treflant, aici este plan navat. Așa, spuneți-ne. Formă de navă. Deci este tipul de biserică în formă de navă care a făcut, să zic așa, a făcut... Epocă. Dar nu numai epoci. Epoci. Că practic este unul din tipurile foarte răspândite în Muntenia. Fiind în primul rând o lucrare simplă ca arhitectură, ca partiu de arhitectură. Dar tocmai din asta rezultă și bogăția, pentru că s-au dezvoltat pe această simplitate de navă, care practic e un fel de casă-vagon, dacă vreți, înșiruire de spații. Fără altar, naos, pronaos și eventual pridvorul. Exact. N-au avut pridvor. Dar ea este, că vorbeam înainte, este o continuare a unor construcții, de pildă, cum a fost în București Biserica Doamnei, absolut făcută de soția identică. Lui Șerban Cantacuzino. Identică, asta e interesant de știut. Păi, sau cum au făcut soții Brâncoveanu la cele două moșii ale lor, dar și la Potloci sau la Măgoșoaia. Dar la Potloci diferă totuși. Da. Diferă la Potloci, cea de la Măgoșoaia nu, dar cea de la Măgoșoaia este anterioară ăstora. Ea este făcută când era el logofăt, n-ajunsese domn. Da, așa. Deci, Cum s-a inspirat, e interesant asta, cum de s-a inspirat Marica din Biserica Doamnei? Dumnezeu, era simplu, aia exista. Și era înainte de ea, exista da, deja. Exista, și e foarte aproape și aceea. Pusese tot optitoria unei doamne, a predecesoarei sale, a doamnei soția lui Șerban Cantacuzino. Da. A doamnei lui Șerban Cantacuzino. Da. Și aceea, după părerea mea, din cauza că a rămas intactă fațada, transmite mai bine stilul brâncovenesc în devenire, pentru că ea nu era făcută de Brâncoveanu, dar... Brâncoveanu a preluat. Stilul ăsta, de fapt, s-a format. El nu poți să spui că este opera cuiva anume. Da, el a rezultat... Dintr-o evoluție. Și în perioada Cantacuzinei. Exact, Cantacuzinei au pus umărul serios la treaba asta. Și se caracterizează, în primul rând, deci începusem să spun, e o simplitate care duce la perfecțiune, aș putea spune, forma asta, cu o singură turlă. E turn clopotniță, de fapt, exact, pe pronaos. Exact, o singură turlă pe pronaos. Pentru că, practic, pe naos este o calotă pe pandantiv. O calotă care e falsă, deci n-are turlă pe ea. Și, bine, din păcate, aceste turle s-au prăbușit la cutremur de la 1802, parcă. Da. Din păcate, din fericire, s-au prăbușit fără să distrugă calotele pe care stăteau, ceea ce e mare lucru, pentru că începusem să vă zic de Văcărești. Acolo, turla aceea imensă de pe pronaos, de pe naos, care avea, făcusem noi socoteala, la vreo 60 de tone. Dacă ar fi căzut, ar fi distrus toată biserica și a rămas intactă, la un cutremur mult mai puternic decât. Deci, vedeți dumneavoastră, e greu de spus cine a hotărât și cum s-a hotărât. Să nu cadă. Unele n-au căzut și au fost demolate, altele au căzut și au fost reconstruite. Biserica Enii, care a fost, n-a avut nici întreagă nimic și a fost bine, stătea în bulevard și deranja pe cineva. Nu, deci diferența era că Biserica Enii avea planul treflat, e adevărat, cu absidele turtite, așa, micuțe, și cu două turle, de fapt o turlă pe naos și un turn clopotniță pe pronaos. Avea aici o turlă prin care intra lumina. Da, era turla de pe naos, străpunsă, cum se zice. Da. Interesant e faptul că totuși, deși a fost distrusă turla, marele merit al domnului arhitect Nils este acela că a reușit, ca la restaurarea nouă, să readucă forma inițială. Bine, noi am avut atunci o problemă, vă spun, singura problemă, de fapt, care am avut-o de compoziție a fost reconstituirea turlei.
și a trebuit să analizăm toate turlele brâncovenești realizate în epocă. Am văzut acum, ce, așa, e vorba de acele retrageri succesive, da, exact, de preluarea dinților de fierăstrău ca model, care sunt și pe fațadă, da, sub cornișa acoperișului, da, dar și la brâu median. Da, ce nu... preluarea acestor arce semicirculare, da, la firidele, da, laterale, care, da, așa, care sunt pe două registre. Dar gândiți-vă că am avut o problemă suplimentară, pentru că din cauza zonei nouă de seismicitate a Bucureștiului, n-am riscat să o refacem din zidărie. N-am riscat pentru că probabil ar fi căzut, da, cu ocazia cu tremurile următoare. Este foarte riscant să ridici asemenea greutăți în vârfuri de biserică și ăsta e și motivul pentru care am adoptat o soluție de structură de lemn, care e foarte, foarte elastică. Vă referiți la actuala clopotniță. Actuala, da, clopotniță. Cu scara, și asta este caracteristic acestor biserici, fie că erau cu plan treflat, fie, da, că erau plan navat, scările acestea care urcau la turnul clopotniță de pe Pronaos erau fie ca aici, fie ca la adosate, Doamne, la peretele nordic, întotdeauna la peretele nordic, la nu erau pe semne. Și la sau în grosimea zidului. Și la Sfântul Gheorghe de la Mogoșoaia, la, da, fel, este tot așa, pe numai că acolo este continuată cu un turnuleț, cu un coif, da, separat. Da. Adică asta a fost prelucrată. Că, practic, a fost mascată ca să nu dea amploare, pentru că biserica asta, aceea de la Mogoșoaia, n-are turlă, când asta are turlă și atunci veneau în antiteză. Concura, s-ar fi ridicat cu clopotnit, cu scara, da, ar fi intrat în coliziune concurență, cu... Da, vizual. Da. E, ori problematica a fost, deci, mai grea, după ce am stabilit formele, proporțiile, foarte complicat a fost să conving colectivul de structuriști că veniseră, dacă vă mai duceți aminte, cu o structură complicată din beton armat, cu 14.000 de stâlpișori care intrau, o luau câși. Și bineînțeles că m-am opus categoric, pentru că se distrugea și calotele pandantivii pe care stătea așa. Și plus că este vremea să înțelegem că trăim într-o țară supusă unor cutremure, domne. Și că dacă vrem să păstrăm aceste monumente, trebuie să facem tot ce omenește posibil, mai ales dacă avem ocazia, să le ușurăm părțile superioare. Că altfel, la viitorul cutremur, ne trezim cu ele în curte. Da. Pur și simplu. Și muncim degeaba. Și eu tot încerc să explic colegilor care sunt mai entuziaști, așa, domne, noi suntem o țărișoară săracă la ora asta, cu datorii. Noi nu o să avem niciodată de aici încolo timp să facem aceste minuni, să arate cum au fost la vremea lor. Noi trebuie să încercăm să păstrăm spiritul acestor monumente și să dăm mai departe exact forma și silueta și tot. Dar nu mă pot apuca acum să fac din zidărie niște lucruri care au căzut la un cutremur mult mai, da, mult mai slab. Ar fi apăsat pe monument. Acum, sigur că și în secolul XIX, după cutremurul mare din 1802, vă dau un exemplu din zona Buzăului, că a venit vorba păi de... Păi chiar și aici, așa, chiar și aici s-a pus o turlă de lemn. S-au pus turle de lemn, iar în zona Buzăului au făcut chiar două turnulețe foarte mici de lemn, așa, da, păi, stânga dreapta și la, da, episcopie, da, și, da, la Mănăstirea Ciolanu, da, și la Rătești. Așa este, părți, pentru că episcopie, oamenii au început să înțeleagă că suntem supuși unor... riscuri. Dar aș fi vrut, vorbind despre această etapă Marica Brâncoveanu, deci, da, etapa brâncovenească a acestei biserici, să nu omitem a evoca ceea ce avem aici, în spatele nostru, acest portal minunat, sigur, care, pe de o parte, în partea lui inferioară, este original, este de la, da, din vremea 1702. Cromatic se vede diferența. Acela de sus este adăugat. E foarte interesant că acela este adăugat la sfințirea din 1827. Exact. Pentru că această biserică a fost resfințită după ce a căzut turla. Și atunci aceasta este partea veche, brâncovenească, cu bujorul, motivul acesta atât de frumos, cu bujorul prahovean. Foarte frumos. Prezent la alte ctitorii, da, da, și uitați-se, motiv floral bogat, da,
Și apoi mai sus este dintr-o piatră vânătă, Pisania. E foarte interesant că Pisania... Zice așa textul Pisaniei, o citesc repede. Da, da, da. Această sfântă biserică ce se numește dintr-o zi, Hramul Sfântului Nicolae, au fost mai înainte făcută de lemn și învechindu-se, luminata Doamnă Maria a Măriei sale Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod, la leat 1702 de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, îndemnându-se, au făcut-o de zid și au înfrumusețat-o cu toate spre pomenirea Măriei sale, ispravnic fiind dumnealui Ianache Văcărescu Velagă, deci cel care a murit împreună cu domnitorul Constantin Brâncoveanu. El a fost dirigintele de șantier aici. Și ctitorul bisericii din spatele bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Da. Este, el este ctitor la acea... el este ctitor. Ianache Văcărescu, da. Da. Așa. În urmă, la leat 1825, în zilele Măriei sale Grigore Ghica Voievod, al patrulea, întâmplându-se de sau arsul cu totul, o să evocăm acum acest moment, s-au preînnoit și înfrumusețat, precum se vede, cu ajutorul Măriei sale și altor pravoslavnici, prin silința dumnealui Bivel Stolnic Stanciu, epitropul acestei sfinte biserici, isprăvindu-se de preînnoit la leatul 1827 septembrie 1. Și adăugat, a fost reparată din nou și i s-a spălat pictura în 1915 și 1958. Da. O să evocăm aceste etape. E interesant faptul că în aceste mahalale, incendiile când apăreau erau devastatoare. Și așa se întâmpla din nefericire, pentru că din punct de vedere practic, oamenii nu reușeau să se ferească de incendii, pentru că incendiile treceau de la o casă la alta foarte repede și n-aveau măsuri de prevenire a incendiilor, n-aveau nici cine să-i ajute și astfel acel incendiu mare a cuprins și biserica. Cuprinzând și biserica, a ars și turla bisericii și a căzut turla. De aceea, ulterior, a fost așezată în 1825. Nu turla, a căzut la cutremur. Turla a căzut la cutremur, dar a fost ridicată ulterior turla din lemn. Așa, a căzut și aia. Așa, turla aceea din lemn, e foarte interesant că turla aceea din lemn nu mai păstra stilul brâncovenesc deja. Și atunci așa mi-ai pierdut din frumusețea brâncovenească de altă dată. Pe care și-a reșcâștigat-o acum grație strădanii domnului arhitect. Ei au făcut ce s-au priceput atunci, la vremea respectivă, plus că au ales și o variantă mult mai ieftină. Sigur. Ca structură. Era o structură foarte ieftină. Eu v-aș mai propune acum să ne mai oprim asupra unui aspect interesant. La un moment dat, e vorba de etapa aceasta, dar înainte de incendiul de care vorbim, așa, această biserică a avut și funcție de paraclis de curte, ca să-i zicem așa. Biserică domnească. Biserică domnească. Așa este. Cum s-a întâmplat? Tot aici fiind, fiind casele domnești unde locuia Grigore Ghica al IV-lea, el nu vroia, spun cronicile, că el nu vroia să meargă prin noroi la biserică. Și atunci s-a construit o pasarelă pe timpul lui Caragea, încă de pe timpul lui Caragea. 1812-1818. Exact, o pasarelă care traversa actuala stradă Academiei, atunci avea un cu totul alt nume, pleca din curțile domnești și trecea peste grajdurile domnești și ajungea în pridvorul bisericii. La Târgoviște, la și biserică. Pentru că domnii Fanarios nu erau iubiți de popor, iar el nu stătea în popor. El stătea separat, el era protejat. Acolo, în Cafas, era departe de popor. Da. El participa la liturghie, pentru că era grec și ortodox și participa la liturghie. Foarte interesant este că în anumite cronici avem și o imagine, o grafică a ceea ce s-a întâmplat. Și ce făcea pasarela? Trecea din curtea domnească, trecea strada cu noroi, cum spun cronicarii, și intra domnul direct în Cafas. Acolo era o spărtură în partea de sud a bisericii și intra direct în Cafas. De aceea e interesant că în biserica noastră, în Cafas, e o pictură aparte, specială, pentru că acolo stătea domnitorul. Și el intra acolo, închidea ușa și stătea și participa la Sfânta Liturghie din Cafas. Deși Cafasul a fost adăugat mai târziu, el a avut această, într-adevăr, această funcție pe care o reprezenta
și cafasul din Biserica Domnească a lui Petru cel exact. De la Biserica deci, de la Târgoviște. Exact, pentru că cafasul... Să-i ferească de contactul cu... Da. Să-i ferească fine, de contactul era și, cu și legătura parte, mai și faptul că era ca un fel de lojă, în sensul că el stătea ca la o lojă sus... cumva deoparte, dar în același timp cafasul nu slujea corului, ci slujea doar acestei utilități de a-l găzdui pe domnitor. Da, haideți să evocăm acum un pic, în câteva cuvinte numai, cum s-a întâmplat de a ajuns aici vis-a-vis reședința domnească. După cum bine se știe, a fost părăsită curtea veche da. Din București, aflată nu mai jos. Acea de jos, curtea prima, veche, prima de curtea jos. Curtea veche, veche. Eu da, spun da. Foarte succint da, acum. Da, 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 da. E un traseu interesant al da, curților domnești. Curtea veche a fost părăsită, că ajunsese în secolul XVIII, mai ales pe la 1775, foarte deteriorată, deși o restaurase Brâncoveanu, pe vremea lui Brâncoveanu i-a avut apogeul da, dezvoltării da. Sale. A fost părăsită de Alexandru Ipsilanti, care a înălțat pe dealul de la Mihai Vodă, la mănăstirea Mihai Vodă, o nouă curte. Nu intru acum în detalii, am mai vorbit cu alte prilejuri și poate vom reveni asupra acestui subiect în alte emisiuni, dar curtea aceea a ars în două rânduri, 1789 și apoi mai ales 1812. De la acel mare incendiu din 1812 a rămas denumirea de Curtea Arsă. Și a fost părăsită. Până atunci s-a întâmplat acolo. Un domnitor, Nicolae Mavroghen, pe la 1799, a fost ucis acolo. Are o istorie zbuciumată. A fost și locul unde cantonau trupele. În orice caz, după acel moment, curtea de pe dealul Mihai Vodă, mă rog, sau dealul Spirii, cum mi se mai da. Zicea, a fost părăsită și domnitorii ulterior, așa, au trebuit să-și găsească un alt loc. Da, da, da. Într-adevăr, cel pe care l-ați menționat, Ioan Vodă Caragea, este cel care a venit primul aici, dar înainte de a veni aici, domnitorii după 1799 și chiar mai înainte, la 1791, veniseră la Sfântul Sava. Da. Mavroghen a revenit, deci a fost o pendulare. A venit la mănăstirea Sfântul Sava în 1791, după aceea, de la mănăstirea Sfântul Sava, în cele din urmă, au venit aici, da, unde erau aici două, erau case, boierești, două case boierești, erau chiar peste drum de biserică, erau da. Casele ghiculeștilor, da. Iar mai jos, un pic, exact între actuala strada Academiei și Calea Victoriei, da. Iar mai jos, dincolo de actualul amplasament al sălii Comedia, da, da, da. Așa, era unde este restaurantul Capșa, da, așa, da, da. Erau casele boierilor slătineni. Da. Inițial ei s-au amplasat în casele ghiculeștilor, da. Și nefiindu-le suficient spațiu, au luat și casele slătinenilor, le-au unit și pe acelea prin pod suspendat da, de lemn. Da. Așa și-au făcut, una era pentru divan și alta era pentru harem, cum îi ziceau ei oriental, așa, de fapt era reședința domnească. Da. Deci cele două formau Palatul Domnesc. Da. Și care a dăinuit așa, în forma aceasta, reședința domnească de la 1813 până la 1825 la acest evocat da, incendiu da, da, pe da, care da. L-am pomenit puțin mai înainte. Mare incendiu. După aceea Grigore al IV-lea Ghica, care a, și a stat și el aici între da, 1822 în casă, da. 1825. Da. A părăsit acest loc, s-a gândit la alt amplasament, mă rog, s-a dus la mănăstirea Mihai Vodă, până când s-a găsit o altă soluție după domnia lui, cumpărându-se casele lui Dinicu Golescu, care erau pe Calea Victoriei puțin față, mai sus, construite în 1811, unde este Biserica Crețulescu. Da, da, da. Construit în 1811 și care din 1833 au devenit proprietate de stat și s-a ridicat acolo cea din tâi casă da. Domnească pe care a folosit-o mai târziu Cuza și apoi refăcută cu arhitecții care au lucrat da. Și la Peleș, da. Mă rog, așa Vremea de Carol I, Mare Edict, părerea mea este că regele Carol forma, a făcut multe pentru București. Da, Palatul Regal și refăcut apoi după un incendiu de Carol al II-lea, da. În forma actuală. Da. Dar în periplul acesta, cum spuneam, a fost o etapă de circa da, un deceniu da, și mai da. Bine, 12 ani. Biserica a fost domnească, această practic, găzduia pe domnul țării românești care venea prin această pasarelă în partea stângă. E într-adevăr un moment frumos din istoria bisericii noastre. Foarte interesant este că tot în timpul acela, tot pentru sfințirea din 1827, a fost adusă o catapeteasmă nouă, pentru că
Grigore Ghica al IV-lea avea și viziuni occidentale, foarte interesant. El aduce să evocăm, chiar mă gândeam înainte de emisiune, să aducem în discuție acest aspect. O să vă rog să evocăm un pic și pictura care este făcută, sigur, după acest moment. Sigur, exact. După incendiu din 1825, da. Și el vine tâmpla, exact. Dar este în perioada în care Grigore al IV-lea, Dimitrie Ghica, primul domn pământean după domniile Fanariote, fost mare ban al Olteniei, așa, picta cu un pictor italian, Giacometti, palatul despre care am vorbit de aici, de peste drum, și unde știm din mărturile istorice că nu s-au mai păstrat urmele acestei construcții și așa, că se picta acolo, erau pictate motive din antichitate, erau pictați toți zeii vechiului, vechii mitologii grecești. Grecia antică. Chiar în palatul acesta. Da, nu știu dacă nu cumva Giacometti va fi avut și el o prezență pe aici. De obicei, zugravii... Dar pictura aceasta, în orice caz, este un neoclasic timpuriu. Da, un neoclasic timpuriu aici. Și ideea este că atunci el a adus și de la Viena catapeteasma bisericii noastre, care are un baroc, deci este o întâlnire între stilul neobizantin, brâncovenesc și baroc în catapeteasmă. De ce? Pentru că ea are niște bolți baroce, catapeteasma. Și este unică, a fost adusă de la Viena pentru sfințirea din 1827 și la fel este o piesă de rezistență de mare importanță în biserica noastră. A fost la un moment dat o discuție, dacă vă aduceți aminte de un arhitect, în Comisia Monumentelor, dacă să o scoatem această catapeteasmă și să punem una brâncovenească. Și mi-a plăcut foarte mult că am participat la ședință atunci când am început restaurările, am încercat să mă implic în toate elementele care țineau de restaurare și am participat la ședința aceea a Comisiei Monumentelor, la care domnul Nils a susținut lucrarea de întreaga lucrare. Și domnul Nils a spus, domnule, trebuie să restaurăm și secolul XIX. Păi sigur, adică asta era ideea. Noi am păstrat aici elemente toate și de etapele. La Grigore Ghica, toate etapele. E deci, istorie, practic, istorie pe viu. Este o restaurare în spiritul a ceea ce s-a numit în istoria conceptului de restaurare, restaurare istorică. Da, așa este. Adică care a încercat să... A păstrat toate etapele istorice. Da. Pentru că această biserică readuce în fața ochilor oamenilor care intră în ea stilul brâncovenesc, construcția Maricăi Brâncoveanu, unde grosimea zidurilor ne-a ajutat ca ea să reziste până astăzi, are 2 metri jumătate până la 1 metru și jumătate grosime. Deci asta este mică și groasă. Zidul este gros și atunci ea s-a susținut, cum spuneau inginerii de rezistență, domnul Lungu spunea, ea s-a susținut cum se ține podul palmei așa strâns de n-a căzut. Ea când s-a mișcat, s-a tasat pe mijloc și noi la fiecare cutremur găseam moloz pe centru, pe mijloc, pentru da, arcele. Da, erau crăpate pe mijloc. Da, exact, și atunci ele se susțineau. Deci ea a rezistat. Ce ne rămâne din vremea Maricăi Brâncoveanu? Ne-au rămas zidurile și stilul și forma ei generală. Domnul arhitect Nis ne-a ajutat să-i păstrăm și acoperișul. Și în plastica fațadelor, prin forma turnelor. Exact, i-a redat frumusețea brâncovenească, iar la interior a păstrat domnul Nis frumusețea stilului adus de Grigore Ghica Dimitrie al IV-lea, cel care a readus frumusețea secolului XIX cu influențe. Da, și cafasul și... Exact. Bine, noi am mai intervenit ce se întâmplă după 1800, cred că atunci s-a întâmplat, s-au zidit astea două... Da, au fost zidite... Două travei și vă dați seama că imaginea de ansamblu suferea foarte tare. Și deci asta am făcut. Au fost aici adaosuri multe. Da, da. Pridvorul era plin de metal, era urât. Și atunci le-am desfăcut, sigur, cu prețul unor structuri de beton pe care trebuie să le înglobăm în zidărie, pentru că ele au fost puse atunci ca... să zic așa, motiv de structură la vremea respectivă. Da, să susțină pridvorul care se rupea. Deci, practic, pridvorul s-a desprins. Să vede și după portalul ăsta. Da. Noi n-am reușit să-l tragem la loc. Portalul este mișcat. El s-a mișcat foarte tare. La un moment dat, chiar ne propusesem să demontăm partea de sus ca să putem să-l aducem la... Și am stat și am cugetat și am zis, nu, domnule, hai să-l lăsăm așa, pentru că riscăm să spargem piatra aia care e foarte inestimabilă ca valoare, are 2 tone cel puțin. Și e absurd să ne apucăm acum să stricăm
Deci am avut niște probleme, dar... Apropo de pietre, vreau să... Așa, în primul rând, cum arăta incinta aici cândva? Deci era pe vremea aceasta, 1825, când vorbim noi, înconjurată cu zid și avea vreo patru case, corpul de chilii, în care a stat între alții și cunoscutul scriitor Nicolae Filimon, care era cântărețul stranii de aici. Nicolae Filimon a cântat aici, la strana legat de aici. Și amândouă, și la Biserica Eni a fost el, dar mai mult așa. Și se spune că avea o voce superbă și toată lumea venea și asculta protipendada Bucureștiului, venea să-l asculte pe Nicolae Filimon. Și pe altă parte, apropo de elemente din aceste arhitecturale, când a zis de asta, mi-am adus aminte de ceva, la cele două palate, de fapt, case domnești. Așa, Grigore Ghica a adăugat la un moment dat niște portaluri cu elemente suprapuse, bogate așa, dintre care unul dintre ele s-a păstrat în momentul de față la Mogoșoaia, pe latura de nord a curții. A fost luat de aici când s-au distrus aceste case și este acel portal care se deschide spre grădina dinspre nord. Deci când stai în curtea Palatului Mogoșoaia, curtea palatului, chiar nu palatului, așa, spre nord este o trecere, o arcadă. Arcada aceea provine de la această reședință domnească. Asta înseamnă restaurare istorică, ceea ce a făcut și domnul Nis aici. Practic a împăcat cele două stiluri, pentru că 1702 construcția, frumusețea ei a fost una, și 1825-1827 restaurarea ei de către Grigore Ghica a însemnat altceva, iar domnul Nils a reușit acum în 2000, din 2005, 2006, 2007, 2008, cât s-a muncit aici în biserica aceasta, a fost foarte multă muncă de restaurare. Iată și desprinderea cap pridvorului, deci ne era frică în timpul lucrărilor, se desprinsese pridvorul, se ducea în jos. Și atunci susținerea a însemnat o lucrare a inginerilor de rezistență împreună cu domnul Lis, veneau în fiecare zi, a fost o lucrare foarte bine, minuțioasă. S-au introdus niște centuri perimetrale la trei nivele. Unul exact sus la cornișă, al doilea deasupra arcelor care coboară peste brâul acela median și al treilea undeva jos. Și plus niște stâlpi de beton. Deci a fost o lucrare, era praf făcută, ce să mai... Cum este și cu clopotnița? Pentru că clopotul a dat istoria până la urmă, așa a fost binevoitoare din acest punct de vedere, să păstreze clopotul acesta de la Maria Brâncoveanu. Dar nu mai este în clopotniță, el nu mai e funcțional, e crăpat. Noi vreau să-l punem afară într-o clopotniță exterioară care e de lemn. Ca să vadă lumea clopotul și să unul din ele, celălalt e funcțional, să îi dea sunetul. Acum ce clopote aveți? Acum avem alte clopote aduse de la Grasmayer din Austria, foarte bune, care ne ajută foarte mult în exercitarea cultului, să se bată clopote. Pentru că vă amintesc că în vremea perioadei comuniste, cel mai greu lucru era pentru enoriașii din zonă de pe strada Academiei și Biserica Enei, de pe strada Biserica Enei, că s-a dat ordin de la Comitetul Central, care este aici lângă noi, ca cei de la Comitetul Central să nu audă clopote. Și aici n-au mai bătut clopote. Și momentul în care noi am montat clopotele, clopotul acesta din 1702 fiind crăpat, nu mai putea fi funcțional și atunci nu mai putea funcționa și atunci noi am adus clopote și prima dată când au bătut clopotele ne-a fost puțin teamă că din cei care lucrau la Comitetul Central pe vremuri și locuiesc aici în blocul Dunărea ar fi putut să fie sigur oarecum supărat sau pentru că ei știau de ordinul dat de atunci, dar au venit și ne-au mulțumit, au spus: părinte, auzim și noi clopote, pentru că știam că nu e voie să se audă clopote la Comitetul Central în vremea aceea și este o restaurare. Asta este după 1989. Noi am așezat clopotele în 2007. Păi da, și s-au bucurat foarte mult oamenii că au auzit și ei clopote. Și e o mare bucurie pentru noi că conștiința aceasta a lor, apartenența la biserica lor, la enoria lor, a fost aceea că ei nu numai că participă și aud clopotele și participă activ. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, pentru că după ce s-a restaurat biserica, Părintele Patriarh Daniel a venit în anul 2012 și a fost aici
ca o adunare populară imensă, au fost mii de oameni. Când s-a resfințit. Când s-a resfințit biserica, Părintele Patriarh a fost plăcut, impresionat de faptul că toată piațeta aceasta era plină de mii de oameni. Și atunci când a venit, împreună cu oficialitățile, împreună cu toți cei prezenți, invitații, am intrat în biserică și Părintele Patriarh a remarcat felul în care ea a fost restaurată și a și oferit o diplomă de onoare domnului Nils Sauner pentru meritul că a fost șeful de proiect de restaurare și spunea Părintele Patriarh atunci că restaurarea acestei biserici este un model de cum trebuie să se restaureze o biserică păstrându-se autenticitatea, valorile epocilor prin care o biserică a trecut. Exact. Aș mai fi evocat în contextul ăsta al perioadei mai recente din istoria bisericii, cele două momente care sunt reținute de istorie, 1915-1958, cele două restaurări, da, de care poate ne mai dă câteva detalii domnul arhitect, precum și faptul în legătură cu perioada aceasta grea pe care o evocați din timpul regimului comunist, faptul că într-o vreme nu se mai slujea la Biserica Crețulescu, da, a fost, și se slujea aici. Părintele Vasile Runcanu slujea aici, dar avea în grijă și Biserica Crețulescu, care era pur și simplu închisă. Da. Aici au fost câțiva vrednici preoți vrednici de pomenire, Părintele Cernăianu, Părintele Runcanu și Părintele, tatăl Părintelui Decan al Facultății de Teologie, Părintele Buchiu. Părinții aceștia minunați au făcut ca biserica să fie deschisă și să se slujească în ea în vremurile acelea grele. Da, și aceasta e o minune în sine, faptul că și mai mult decât atât, mai e o particularitate pe care vreau să o știți și să o cunoască și telespectatorii noștri, Părintele Patriarh Teoptist, când era, diacon și când era seminarist la mănăstirea Cernica, mai venea aici la Părintele Buchiu și Părintele Buchiu îl primea cu drag și cânta la strană și Părintele Buchiu îi mai dădea cât un bănuț, pentru că era un copil sărac. Și Părintele Patriarh Teoptist îmi povestea cu dragoste, măi, Vasile, veneam la biserica aceea și cântam și eu la strană și Părintele Buchiu îmi dădea cât un bănuț și mă bucuram pentru asta. Era epoca, perioada deci interbelică, în care această biserică a mai fost cunoscută în conștiința publică și sub numele de Biserica Albaneză. Biserica Albaneză. De ce? Pentru că în 1915, prin decret după regal, așa, în 1915 a fost dată comunității albaneze ortodoxe și aici au venit tineri care studiau în România, studenți și participau la biserică și a fost aici pentru prima dată în 1915 Părintele Fanoli, părinte al independenței Albaniei. Deci independența Albaniei, proclamarea independenței Albaniei s-a întâmplat la Hotelul Continental și la biserica dintr-o zi aici. Aici era Părintele Fanoli, cel care a fost ulterior a plecat de aici. Au realizat independența de stat a Albaniei și a ajuns premier al Albaniei, părintele de aici, Părintele Fanoli. Deci aici, cu ajutorul românilor și cu ajutorul grecilor, albanezii au putut să-și proclame independența de stat la Tirana. Și aici am avut, sigur, un mare eveniment în care domnul ambasador al Albaniei, împreună cu domnul Sami Shiba, împreună cu premierul Albaniei, au venit aici și am sărbătorit împreună împlinea 100 de ani, 1912-2012, de independență și au mulțumit poporului român, oficialitățile albaneze, pentru faptul că au dăruit românii, au dăruit albanezilor o biserică în care conștiința de neam albaneză s-a păstrat și până în 1945 ei au slujit aici în biserica noastră. Sigur, ulterior au mai venit, avem și astăzi albanezi care mai vin. Am pus aici o... și despre viața actuală și despre cor de câteva cuvinte. Numai sigur, pentru că astăzi biserica este duminica plină, activități parohiale bine cunoscute dumneavoastră. Ne facem datoria, mulțumim lui Dumnezeu că după restaurarea bisericii, biserica s-a umplut. Ne-a fost foarte greu în timpul lucrărilor de restaurare pentru că erau multe schele. Domnul arhitect nu a făcut rabat niciodată la nimic. A trebuit să avem susțineri, schele multe și a fost greu în timpul lucrărilor de restaurare, dar după ce biserica s-a eliberat de schele și a fost restaurată, este vizitată foarte mult de turiști în cursul săptămânii,
De cei care vin la birouri și lucrează aici, sunt foarte mulți oameni care lucrează, avem 3 ministere în parohia noastră, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne, și foarte mulți angajați ai ministerilor, înainte de a intra la birou, intră în biserică, fac o rugăciune, și asta este o mare bucurie pentru noi slujitorii, iar duminica este arhiplină, bucureșteni de peste tot vin și din afara Bucureștiului vin și asistă la Sfânta Liturghie, pentru că avem și aici un cor foarte bun, corul acustic, dirijat de maestru Daniel Jinga, și atmosfera este una de bucurie, de căldură sufletească, și n-aș putea să vă închei cuvântul acesta înainte de a mulțumi domnului Nils pentru tot ce a făcut pentru biserica noastră și pentru... Da, pentru că sunteți practic beneficiarii acestei stradanii de concepție. Da, eu trebuie să întorc complimentul ăsta, pentru că fără faptul că este un tip inimos. Da. Asta înseamnă un tip inimos care a pus suflet, domne. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost o convorbire foarte bogată, foarte alertă, foarte plăcută și care nădăjduim că și telespectatorilor noștri le-a adus o contribuție de cunoaștere a acestui colț de București care are atâta viață spirituală, ortodoxă, creștină, românească în această vreme tumultoasă a urbei, care este prezent așa, de permanent, o se vede și prin prejur pe aici că este viața foarte tumultoasă, dar ea își păstrează aici valoarea ca o făclie de candelă în mijlocul agitației urbane. Exact cum a spus Părinte Paroh. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și să ne revedem cu bine la alte ediții ale ciclului Moștenirea Brâncovenească.